Este fără precedent ce s-a întâmplat în România. Suntem în plin paradox. Așa merg treburile în lumea oamenilor. În lumea păpușilor o fi altfel. Tăsică și Traian vă urează să fiți iubiți. Toate cele bune! Perfecționist, loial, intolerabil, un bun prieten și coleg. Așa l-am descrie în doar câteva cuvinte pe cel care mai bine de 20 de ani a fost în slujba publicului, încercând ca, prin articolele sale, să ofere cele mai tranșante informații. Este vorba despre prietenul și colegul Traian Metaxa, care a părăsit această lume sâmbătă 8 februarie, la vârsta de 58 de ani. Mai mulți ani s-a luptat cu o boală nemiloasă, iar sâmbătă a cedat. Trupul său a fost depus la Biserica Sfinții Trei Ierarhi din cartierul Tineretului, iar luni după amiază, el a fost condus pe ultimul drum de către toți cei care l-au îndrăgit. Traian Metaxa a intrat în presa giurgiuveană în anul 1993 la Cuvântul Liber. Câțiva ani mai târziu a început să scrie la Jurnalul Giurgiuvean, iar apoi la ziarul Giurgiu Express, Observatorul și Informația de Giurgiu. În paralel, Traian Metaxa a cochetat și cu radioul, dar și cu televiziunea, unde a realizat o serie de emisiuni speciale. Aflat la o reuniune mondială a Internaționalei Socialiste, au transmis telefonic sarcini de partid, obligându-i pe colegii lor să asigure cvorumul în Parlament și să ia act de decizie a Curții Constituționale a României. Vânătorul de scântei a fost emisiunea realizată la Valahia TV până în vara lui 2012. Alături de Tăsică, mascota lui, o mască sub care își ascundea emoțiile, Traian Metaxa a reușit de fiecare dată să depășească orice barieră și să transmită mesajul dorit, mai cu seamă sub forma unui pamflet. Știm că ați fost înainte de toate, nu doar colegi, ci și prieteni. Ce a însemnat Traian Metaxa pentru tine, Jim? Știu, spunea cineva, un coleg ceva mai devreme, că Traian Metaxa a însemnat presa. Da, Traian Metaxa însemna presa din Giurgiu. Traian Metaxa mi-a insuflat dragostea pentru presa scrisă. De câte ani vă cunoșteați? De vreo 30 de ani. 30 de ani, da. Întrebam și de dimineață în telefon, înainte de a mă apuca de a, să scriu articolul, cum l-ai descrie în trei cuvinte pe Traian? Nu mai știu, crede-mă, nu mai știu ce ți-am spus atunci, poate n-am spus bine, dar Traian era imaginea presei incoruptibile. Chiar nu puteai să-l corup cu nimic. Intransigent cu el însuși și cu ceilalți și perfecționist, sigur. Știu că înainte de a fi colegi ați fost prieteni. Cum l-ai descrie între cuvinte pe Traian Metaxa? Un jurnalist clipitor și un om care întotdeauna, am spus și eu mai devreme și altor colegi, știa să-și păstreze umorul, indiferent cât de greu i-a fost. Nu sunt suficiente cuvinte să-l descriem pe Traian Metaxa. E suficient să spunem Traian Metaxa și toată lumea știe despre ce e vorba. Dumnezeu să-l odihnesc. În trei cuvinte nu poate fi descris niciun om, cu atât mai puțin Traian Metaxa. Un bun prieten, un mare om și un foarte bun ziarist. Acid, ironic, dar în același timp cinstit cu toată lumea. Îi vei simți lipsa de acum înainte? I-am simțit lipsa, nu eu voi simți, dar de acum înainte i-am simțit lipsa de multă vreme, de atunci de când el s-a retras din ziaristică, de la televiziunea noastră, dintre noi, prietenii. Dumnezeu să-l odinească. Un extraordinar profesionist, un simț al umorului absolut desăvârșit,
un excelent mentor, am învățat de la el, îi sunt recunoscător, îi mulțumesc că l-am cunoscut și Dumnezeu să-l odihnească.